Decontarea fertilizării in vitro va fi extinsă la nivel național. Anunțul a fost făcut de către ministrul familiei Gabriela Firantrop, o postare pe Facebook. Până acum, această decontare a fertilizării era doar la nivelul capitalei. Potrivit Gabrielei Firea, cuplurile care aplică pot fi persoane căsătorite sau necăsătorite. Se pot înscrie pentru decontarea fertilizării in vitro și femei singure, iar suma maximă decontată va fi de 4.500 de euro. Aceasta include tratamentele necesare înainte și după fertilizare, plus toate analizele de care este nevoie în perioada respectivă de monitorizare. Pacientele și partenerilor vor beneficia de zile libere atât în ziua de recoltare cât și pentru embriotransfer. În programul comun al Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, în colaborare cu Ministerul Sănătății, se vor putea înscrie femei cu vârste între 20 și 45 de ani.